Iete găburi. Salut! Înainte să înceapă acest episod de vreun vlog, v-aș ruga să mergeți jos în comentarii și să lăsați niște întrebări, pentru că vreau să fac un Q&A. Nu uitați să veniți cu cât mai multe întrebări, nu contează, 5, 6, 7, 8, o să răspund la toate. Vă las cu restul videoclipului. Nu sunt singur în parcare aici, unde am filmat și prezentarea audio-ului. Așa că ne vedem mai încolo. Salut și bine v-am găsit la un nou vreun vlog. După cum puteți observa, sunt răcit, făcut grămadă. Azi voi face puțin curată mașină pentru că are nevoie un cable management pentru calculator, aca fiind mafiotul. Acum o să mă duc să-mi fac o cafea, să-mi beau pastile, să citesc ceva și după ne apucăm de vlogul propriu zis. Cred că vă întrebați ce carte asta, se numește Artemis, este de la Paladins Science Fiction, scrisă de, nici eu nu știu autorul, Andy Weir. Este vorba despre o fată care locuiește într-un oraș de pe lună, neavând un câștig foarte mare, și încearcă să devină bogată, iar această tentativă de a deveni bogată o duce într-un oarecare pericol din care încearcă să scape. Și cam asta, aici e orașul, aici e un reactor, de fapt o fabrică. Așa. Aici e gentul pentru vizitare și aici traseul pentru lume. E super interesantă cartea, dacă vreți să o citiți, vă recomand cu toată plăcerea. Băi, deci, ca să faceți un cable management, aveți nevoie doar de asta. Doar lipiți firele pe partea din spate a biroului. Mie nu-mi place cum arată aici, așa că trec la treabă. Deci, cam așa arată acum și cam așa va arăta acum. E cam așa arată. Am lipit totul de birou și e mult mai bine. Cam așa arată și din față. We'll be right back.
Băi, deci cam asta e curățenia. Trebuia să mai fac curat și să șterg bordul și absolut toate lucrurile din interior. Dar trebuie să mă grăbesc, nu am timp. De obicei la mine o curățenie cam totală dura undeva la 2 ore și mi-a luat vreo 20 de minute. Acum mergem până în parcare să filmăm, să filmez o mică parte tot din video și după pun car vlog-ul. Deci, am pus acum câteva zile o postare pe Instagram în care am cerut câteva întrebări pentru un Q&A. Deși am așa o întrebare de la Andu, dacă o întrebare de la Andu care e în felul următor: mai plimbi cățeaua? Bă, mi s-a întâmplat să mi se rupă lanțul, mă, mâncații, și că am bătut-o prea multe ori cu ea, dar mă gândesc să iau un lanț din fier oțelit ca să nu o mai rup, ești nebun, că o plimbam, o băteam, va mai mușcat din ea și pui mei, s-a rupt și acum, na, aștept să vină banii de la YouTube ca să o plimb din nou, te pup, Andule. Apoi Mincu, fratele Andrei, zice așa: bagă-mă în clip, e tot ce-mi doresc, domnule, vrum. Da, Mincule, o să apar cu mare plăcere. Încă vreo 3 întrebări. Dacă mă mai obești, nu știu dacă o să vrei să-ți apară numele, deși nu o să-l spun. Încă o fac la fel de mult ca în clasa 9. Ce mai faci? Mă lup cu boala. Faci o treabă excelentă, ține-o tot așa. Mulțumesc, nu știu dacă e spusă la mișto, dar te pup. Andra mă întreabă dacă am avut vreodată vreo fantezie cu o profesoară. Nu doar una. Cine naiba n-are fantezii? Până și în generală și acum. Na, suntem băieți. Și dacă ar fi să aleg dintre un Audi RS7 sau un Audi RS8, pe care l-aș alege? Bă, Mickey, să moară băieții, aș conduce orice mașină. Dacă mi-ai dat și eu o buburuză sau un lăstun de la, sau un Trabant, mamă, bă, rup șoseaua cu aici de mă. Nu știu, Audi RS7, cred. Da. Cam atâtea au fost întrebările. Vă las cu carvlogul. Bine v-am găsit la car vlogul din acest episod. Băi, nu știu cum să vă spun, dar am răcit într-un hal extrem de mare. Mă confrunt să moară băieții cu o mare răceală. Prima oară a început ușor, am avut niște simptome, așa mă simțeam puțin rău. După poeme, mi-am mai revenit, nu știu ce, am început să tușesc. După care tusea, am tușit eu ce am tușit. A început să mă doară gâtul. Nu în gât, ci gâtul, de la atâta tuse mâncava. Și am început... mă scuzați. Am luat vreo 3 plicuri de ACC, sper... stai că lorbesc pe asta. Sper să-mi treacă cât mai repede, pentru că nu mai suport răzbac și căldură mașină, cum mi-am uitat să moară băieții. Așa. Stați să vă povestesc. Băi, și aparent am și răgușit, am nasul înfundat, îmi curge nasul. Bă, toate problemele posibile am răcit așa în viața mea. Poate când eram mai mic, dar nici când eram mai mic n-am răcit așa. Nu știu ce naiba, cred că în coronavirus. Sau... poate am vreo boală incurabilă. Da. Habar n-am. Nu știu dacă am mai răcit. De fapt am mai răcit din copii. Dar nu știu să fi stat lângă cineva care să fie răcit. Și nu știu nici să mă fi îmbrăcat eu ca ultima paparudă, gen, să
fiu fudul și să nu mă îmbrac. Eu de obicei când mă îmbrac, mă îmbrac să fie tată. Adică nu mă joc. Că nu-mi place să-mi fie frig, nu de alta. Când e bine, mă îmbrac mai subțire. Când nu e bine, mă îmbrac ca... Ziceți voi. Cum îi zice, mă? Ca eschimoșii. Dar nu știu ce s-a întâmplat. Și am cam dat-o în vară și am cam răcit și acum aștept să-mi treacă. Mergem spre Lixandrie, după care ne întoarcem frumos acasă și mă pun la editat vlogul, după care mă culc. Moara băieții. Că nu o să fie somn, cam cam dormit. Am dormit cam ceva de prânz. Și am băut și cafeaua aia, dar nu știu ce naibă. Băi, la mine nu are efect cafeaua. Bine, uneori are efect. De exemplu, când a fost la București vara asta să muncesc, a venit unul la mine, pasnic de acolo, zică, bă, hai să facem noi o cafea. Hai, mă, facem o cafea. Era cafea de-aia cu râșniță. Adică... gen... bă, știți și voi ce e cafeaua cu râșniță, în puii mei. Erau boabele de cafea, upa, boabele de cafea. Se făcea cafeaua atunci instant, gen o mărunțea și se făcea. Și era, cred că a fost o cafea tare, mă, că am băut. Am ajuns acasă, nu știu, cred că pe la, habar n-am, 2-3, că eram puși de stăteam super mult pe afară. Și n-am dormit toată seara, bă. Și acum am băut cafea de dimineață și, uite, știu, am adormit de prânz, dar n-am mai știut de capul meu. Nu știu cum să mă materiez mai repede. Că m-am trezit și am adormit la loc. Da. A, voiam să vă spun în car vlogul ăsta, ce am citit recent pe internet, faptul că ăștia de la Dacia vor să scoată prima mașină electrică care va fi prezentă la salonul auto din Geneva. Prima mașină electrică a lor. Da. Prima mașină electrică a Daciei, dar va fi cică pentru oraș și nu va ține cine știe ce autonomie, adică maxim 200 și ceva de kilometri, cu o capacitate de 80 de kW. Și din câte am auzit și am citit tot la fel pe internet, că ăștia cu Dacia sunt strong pe baterii și nu știu cum dracu au făcut ei să țină o mașină electrică dacă strong pe baterii chiar așa puțin. Du-te, mă. Ducea-te-i în parapetele ăla. Da, sunt strâng pe baterii și cam o dau în bară cu Dacia. Și zic că nu o să fie chiar așa scumpă, de la vreo 15.000 de euro. Și că mai lasă și de la stat, că cred că prima mașină electrică, nu știu ce, dacă te mai duci la Odaia Arab, la ce, că ajungi maxim pe la 10.000 de euro. Acum nu știu cât de adevărat o fi. Chiar sunt curios să văd cum o să arate. Și că o să apară după 2021 primul model. Mamă, nu suport să fiu răcit. Cel mai mult mă enervează că... deci de obicei la mine începeau durerile, începea răceala așa. Venea. Deci m-am pierdut tot. Recelele începeau așa. Mă durea în gât. Începea așa ușor. După care trecea ușor durerea de gât, dar foarte greu, până îmi trecea răceala de tot. După care mă dureau sinusurile. Bine, nu mă dureau sinusurile așa. Mă durea în nasul, mă ustura și gen se ducea, se transmitea cumva și în gât.
și e super nasol. Și acum mâncați și a început cu durere de piept, de gât, de cap, de trunchi, de... Nu vă spun că m-a durut capul o zi întreagă, fără să-mi trag. A fost super de treabă, nu s-au luat după mine, bine, nici nu cred că... Ia, cum mă sună, stai aia. Aaaa, cred. De unde a venit nebună? Finule a apărut și în car vlog, mâncați-i. Cam asta a fost car vlogul. Sper că v-a plăcut. Mă duc să spăl mașina. O să vă las câteva cadre acolo și ne vedem data viitoare. La următorul vreun vlog sau poate Q&A, depinde dacă îmi lăsați întrebările în comentarii sau nu. Pa!